În sfârșit am ajuns și eu acasă, hai să mă dau repede jos din mașină, deoarece astăzi vreau să fac o chestie super, super tare, pentru că acum am fost la vrăjitor și am cumpărat cele mai tari dispozitive. Adică, vedeți, aici avem un dispozitiv fermecat de minți, avem aici un dispozitiv de controlat mintea și cu acestea, după cum puteți vedea, pune chestia asta pe cap și eu, dacă o să folosesc dispozitivul fermecat de minți, eu o să pot să controlez mințile celor din jur. Și astăzi vreau să-i controlez mintea lui Alice, pentru că Darusel încă nu e acasă, nu știu unde a dispărut Darusel, dar vreau să facem o chestie foarte, foarte tare cu fana nebună, fiindcă știți că data trecută m-a făcut practic sclavul ei pentru 24 de ore și trebuie să-mi iau revanșa astăzi și am cumpărat cele mai șmechere chestii. Sper să meargă și haideți să vedem dacă o să meargă și să facem cele mai tari chestii, să ne patem așa puțin joc, să facem mișto de fana nebună și Doamne ajută să meargă totul, totul. Țineți-mi acolo pumnii să fie foarte, foarte tare. Acum să-mi dau repede asta jos, pentru că nu eu o să folosesc și ca să vă zic înainte de toate, sau de fapt nu vă mai zic nimic, o să vedeți cum o să funcționeze acum când ajungem repede să vedem ce face Alice. Ok, haideți că intrăm aici. Ce bine-mi stă așa, nu pot să cred. Mă, ce fai, mă, Alice, ce fai, mă, aici, mamă, dar tu stai în continuu la asta, mă, ți-am cumpărat asta și tu stai în continuu, mă, ce fai, mă, vine aici, nu te speria, eu sunt eu, nu e nimeni altcineva, ce s-a întâmplat? Da, am văzut că ai o față de veveriță și m-am prins. Mersi, nu s-a întâmplat nimic, deci fii atentă, am un cadou pentru tine, un simbol, o chestie super, super tare, care, pot să zic, chiar ți se potrivește ție. Ce-i bără pe ele, arată mai rapid, hai. Deci fii atentă, înainte de toate, înainte să-ți arăt ce am primit, ce am pentru tine, ce vreau să-ți dau ție, vreau să spun în felul următor. De fapt, vrei să fii, ești curioasă despre ce, adică, nu, ai o idee așa de ce ți-am cumpărat? Ele, tatu, că eu nu gata, bine, scuze, vreau și eu să te întreb, adică, dacă știi și tu așa ce ți-am cumpărat, dacă ai vreo idee așa, ce crezi tu ceva? Nu voi da mică idee, hai. Bine, deci fii atentă, îți arăt direct, uite, pune ăsta pe cap, deoarece asta este o pălărie pe care am cumpărat-o, este un simbol care este foarte, 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 foarte reprezentativ, să spun așa, sincer. Pe bă, Rafaele, băie, nu port șepci de astea, cum adică, tu vrei să mă faci băiat? Nu, fii atentă, chestia asta este o chestie care îți aduce noroc, ok? Chestia asta trebuie să fie purtată și este un cadou de la mine, da, aduce noroc chestia asta, aduce chiar noroc. Stai, aduce și machiaje? Aduce tot, noroc, tot, machiaje, de tot ce vrei tu aduce. Gata, mi-am pus-o pe cap. Așa, perfect, mamă, deja pus asta, mamă, e perfect, așa, fii atentă, ia uite, Alice, ce, îți place? Parcă îmi stă mai frumos așa când aduce machiaje. Chiar stă frumos. Deci fii atentă, vino aici, fii atentă. Uite-te la mine. Așa, perfect. Fii atentă. Ce se va întâmpla astăzi, Alice? Uite-te. Deci fii atentă. Ia uite, mi-am cumpărat eu un telefon nou. Îți place telefonul meu? Ia uite, arată mișto. Arată pe destul de mișto, dar pare alea că cam spart, nu știu ce să zic. Ok, deci ai zis că arată mișto și pare puțin cam spart. Ok, deci așa ai zis, da? Ai zis așa, chiar așa ai zis că pare spart. Ok, acum Alice, tu trebuie să spui, tu acum îți controlezi mintea și nu știi, adică Alice, tu acum vorbești cu tine din interior și acum trebuie să spui în felul următor. Rafael, ai un telefon foarte șmecher, mi-aș dori și eu, dar vreau să-mi cumpăr eu și vreau să-ți mai cumpăr ție. Vreau să-ți aduc de fapt mâncare ție acum. Vreau să-ți aduc ție mâncare, Rafael. Ok, Alice, ai priceput? Îți place telefonul, ai zis? Bă, Rafael, e așa de șmecher, mi-aș dori și eu unul la fel de tare ca tău. Dar de fapt, știi ceva? Vreau să-ți cumpăr eu. De fapt, nu. Vreau să-ți fac de mâncare. Ce vrei să mănânci? Vrei să-mi faci de mâncare, Alice? Vrei să-mi faci de mâncare? Da, chiar vreau. Ce vrei să mănânci? Ok. Deci fii atent, Alice, vreau să-mi faci și mie, să-mi aduci așa niște burger, vreau să-mi aduci niște burger și pe lângă burger mai vreau niște cartofi și un suc, mi-aș dori sincer cum ai vrut tu ieri când m-ai făcut sclavul tău pentru 24 de ore, Alice. Dar cine-s, mă, eu să-ți aduc ție lucruri? Cine mă crezi? Cum adică cine te crezi? Cum adică, băi, nu așa mi-ai spus? Bă, Rafaele, bă, tu ai nebunit, când am zis eu, cum să zic așa ceva, ce ai? Cum adică când ai zis mai n-ai zis tu așa ceva, Alice, n-ai zis tu așa ceva? N-am zis niciodată așa ceva, dar cine mă crezi? Ok, acum Alice, tu trebuie să-i cumperi lui Rafael, trebuie să-i faci niște burger, doi burger, o porție de cartofi și să-i aduci și un suc. Ce ar trebui foarte frumos, pe din partea ta ar fi foarte frumos. Mamă, bă, Rafaele, acum mă duc să-ți cumpăr niște mâncare, că mi-a venit dintr-o dată așa. Mersi, mă, Alice, mamă, așa mai merge, mamă, deci chiar funcționează, am zis așa, dă-te să facem o chestie foarte, foarte mică în care să-mi cumpere mâncare, e perfect, pentru că astăzi vreau să terorizez cu chestia asta, vreau să facem foarte, foarte multe chestii, să fie în avantajul meu, să-i controlez mintea, să se întâmple foarte, foarte multe chestii și chiar vreau să se întâmple astea, să fie foarte, foarte tare și abia aștept să te curgă ziua asta. Bă, dar mult mai durează, mă, ce facem asta, încă n-a venit, mă, ce se întâmplă? Ce faci, Alice? Ai venit? Gata, ai adus? Da, uite aici, asta și cu astea. Mulțumesc foarte mult, Alice, Acum vreau să te duci să nu-l mai terorizezi pe Rafael, să-l lași să te duci acolo, să stai liniștită, să-l lași să mănânce, să nu-i furi de mâncare și să nu intri peste el în timp ce el se uită pe YouTube. Mamă, bă, Rafaele, mi-a venit dintr-o dată să stau pe canapea și să te las în pace. Mersi, Alice, mamă, așa mai merge, mă, chiar mă simt și eu mai bine. Mamă, deci chiar merge, nu vine să cred la modul cel mai serios, nu vine să cred că merge. Acum
mă duc foarte frumos la mine în cameră, mă pun și eu aici la calculator, facem foarte frumos, mănânc și eu aici, mă uit pe YouTube, mănânc foarte, foarte, foarte bine, chiar aveam poftă de așa ceva, mie mi se pare foarte, foarte tare și așa mai merge. Sincer, ziua aceasta este o zi foarte minunată, o să fie o zi foarte distractivă pentru mine și foarte liniștită. Dacă merge planul, dacă merg dispozitivele astea până la capăt, sper să nu se strice. Mamă, deja am mâncat totul, nu mai pot absolut deloc, nici nu mai pot să mai vorbesc, la cât de mult am mâncat. Acum trebuie să merg repede la Alice să văd ce face. Mă, Alice, ce faci, bă, aici? Alice, ce faci aici? Tu ești la televizor, la ce te uiți? Da, mă uitam și eu la televizor aici, la sport, cu de-astea. A, și îți place televizorul ăsta, Alice? Îți place televizorul ăsta? Îmi place, da. De ce? Okay. Mă, Alice, dar sigur nu vrei să... Mă, mie mi se pare că sunt foarte mulți ursuleți pe aici, de te împiedici de ei, efectiv te împiedici de ei. Eu vreau să scăpăm, dar să-i lăsăm și noi mai puțin sau să-i punem undeva departe, să nu stăm atunci. Dacă, uite, la ăsta te împiedici aici, este foarte, foarte naș pe aici unde este el poziționat. Cum să spui, bă, așa ceva, că sunt cei mai drăguți ăștia. A, sunt cei mai drăguți, nu vrei să scăpăm de ei? Ok, Alice, acum, dacă tu ai zis că nu vrei să scapi de ei, de fapt tu vrei să scap de ei și o să facem aici un loc foarte, pentru că trebuie să te mai, să mai ai și tu loc pe unde să mergi, că n-ai loc aici pe unde să mergi, ok, Alice? Bă, Rafaele, bă, dintr-o dată mi-a venit să mai scăpăm de câțiva ursuleți, să rămânem doar câțiva. Deci aveam dreptate, ok, aveam dreptate, uite-mă, Alice, deci îl scoatem pe ăsta de aici, pe care vrei să-l mai scoatem, Alice, pe care vrei să-l mai scoatem? Băi, cred că și ăsta de la Darusel cam ocupa aici, ai cam îngrămădit. Ok, îl scot și pe ăsta de aici, de la Darusel, și mai vrei de pe unul să-l scoatem, vrei să-i scoatem pe... Alice, uite-te la mine, Alice, uite-te la mine, uite-te la mine, stai puțin, așteaptă-mă. Alice, nu e așa că vrei să-i scoatem pe toți, să-i lăsăm doar pe ei amici? Da, așa e, Rafael, chiar vreau să-i scoatem pe toți și să rămână doar ei amici. Ah, ok, mulțumesc, Alice, chiar îmi place de... Oh, stai că l-am scos pe ăsta mic, ups, stai să-l pun înapoi, așa, perfect, deja s-a pus în altă culoare, în fine, nu mai contează, îl scot și pe ăsta de aici, foarte frumos, îl scot și pe ăsta de aici și am scăpat și acum avem și noi loc liber aici, mă, Alice, mă, nu ți se pare că e mai bine așa, fără să avem niciunul, chiar nu ți se pare că e mai bine să-i avem doar pe aia mici, pentru că nu aveam spațiu aici, efectiv, nu aveam spațiu și eu muream aici, nu, mă sufocam aici, efectiv. Cum adică, bă, Rafael, să faci așa ceva, în momentul ăsta îi pui înapoi pe toți? Cum o să-i pun înapoi? Mă, Alice, cum să-i pun înapoi? Nu-i pun înapoi, îi lăsăm așa, ai avut o chestie foarte bună de zis să-i scoatem. Ai avut o chestie foarte bună de zis să-i scoatem. Da, Rafael, chiar e foarte frumos așa fără ei. Așa, perfect, Alice. Acum, Alice, vină după mine că vreau să spun ceva, Alice. Vreau să facem ce vreau. Vreau să facem o chestie foarte, foarte interesantă, Alice. Ce părere ai tu de treaba asta? Păi, ce e interesantă? Cum adică? La ce te referi? Deci fii atent, Alice. Acum vreau să mergi cu mine, cu mașina și ceea ce vreau eu să fac acum este în felul următor. Știi că ai cumpărat tu o mașină, mașina aia vreau să o duci înapoi pentru că avem nevoie de bani și nu o să facem nimic cu mașina aia, tu n-ai permis, n-ai nevoie de ea și trebuie să o ducem înapoi. Mamă, Rafaele, bă, ce-aș vrea să ducem mașina aia înapoi, că parcă n-avem nevoie de ea, pur și simplu, stă degeaba. Care? Mă, cum adică, mă, Alice, tu chiar vrei să duci mașina asta înapoi la modul cel mai serios, de ce vrei să o duci înapoi? Bă, cum o să duc așa ceva? Bă, tu ce faci? Cum adică, nu vreau niciodată să le duc. Alice, duci mașina înapoi, s-a zis, dar de ce vrei să o duci, Alice? A zis că vrei să o duci, o să o duci, o duci, gata, nu mă interesează, o duci, o duci, ai înțeles? Am înțeles, da, trebuie să duce mașina asta înapoi, nu știu ce-i cu mine. Așa, Alice, hai că merge cu mașina asta, merg cu asta, merg în spatele tău, tu du-te cu asta, că o să vin să te iau eu, ok, du-te, mergi pe aici, vezi că prin partea asta, Alice, hai că deja s-a dus în partea aia, de ce totul perfect, acum recapăt și eu banii frumos, nu o să mai stăm cu foarte multe chestii, că a luat multe chestii inutile și e totul perfect, o să putem să facem foarte multe chestii astăzi, abia aștept să te curgă toată ziua, cea mai tare zi din viață, pe bune. Gata, mă, Alice, în sfârșit am ajuns și hai să ducem asta, bă, Alice, hai să o ducem, gata, bag-o înăuntru. Bă, ce căutăm aici? Bă, Rafaele, bă, îmi cumperi altă mașină sau nu, ce faci? Nu, nu-ți cumpăr nicio mașină, cum adică tu mi-ai spus până acum că vrei, că nu mai ai nevoie de mașina asta, hai să o ducem înapoi și tu acum am zis să-mi cumpăr eu altă mașină? Bă, pleacă-mă de aici cu prostiile astea, că mă, bă, stai așteaptă, Alice, am zis la modul cel mai serios, trebuie să duci mașina înapoi, vino înapoi, întoarce-te, nu pleca nicăieri de mașina asta, nu mai ai nevoie, mamă, chiar merge, Alice, ce faci, mă, ai venit înapoi, gata, ai venit înapoi, ce faci, te-ai răzgândit, acum vrei să o dai înapoi? Ce să dau înapoi, Rafaele, bă, eu când am zis că plec, nu pleci, rămâi aici și o duci frumos înăuntru și o lași acolo, îți recuperez banii foarte frumos, adică mi-i recuperez eu și tu lași mașina, ok, perfect, la modul cel mai serios, Alice, du mașina înăuntru, mamă, dar nici nu are loc, în fine, doamne, mamă, deja mă și enervează, Alice, sincer, chiar la modul cel mai serios, bă, da, prea folosiți la modul cel mai serios, dar chiar la modul cel mai serios mă enervează. Ia uite, mă, Alice, parcă arată mai bine, fiindcă noi nu o foloseam niciunul și era păcat de ea, sincer, era păcat de ea, e mai frumos aici, are altcineva nevoie de ea și
și o cumpăr. Uite omul ăsta să uite la ea. Ce părere ai tu? Bă, Rafaele, bă, ce căutam aici? Eu am cumpărat mașina asta. Mi-ai promis că mi-o cumperi, mi-ai cumpărat-o. Nu dăm înapoi. Cum adică să pleci de aici? Mamă, stai puțin. Alice, lasă omul ăsta în pace și acceptă că nu mai ai nevoie de mașina asta. Chiar n-aveai nevoie de ea. Și acum hai să mergem frumos acasă. De fapt, nu mergem acasă. Vreau să mergem la mall, Alice, pentru că trebuie să-i cumper lui Rafael ceva, ok? Mamă, bă, Rafaele, trebuie să-ți cumpăr neapărat ceva. Hai mai rapid. Mă, ce vrei, mă, să-mi cumperi? Bă, stai puțin. Bă, lasă-mă să conduc, mă. Alice, lasă-mă să conduc. Am zis, Alice, dă-te la o parte, n-ai voie. Așa, așa, perfect. Gata, mă, Alice. Ce vrei să-mi cumperi, mă, Alice? Bă, ce, mă? Bă, urcă, mă, așa, urcă. Ce vrei să-mi cumperi, Alice? Că nu știu ce se întâmplă. Vrei să-mi cumperi ceva? Chiar vrei tu să-mi cumperi ceva? Ai tu dorința asta să-mi cumperi mie ceva? Să-ți cumpăr mie, mă. Cum adică să-ți cumpăr? Bă, stai puțin. Ce, bă, de ce fugi din mașină? Mă, Alice, bă, când vorbești cu cineva, în primul rând, nu se sare de mașină în timpul mersului și când vorbești cu cineva trebuie să fii lângă el, nu trebuie să fugi. Și eu n-am auzit ce ai zis. Eu nu vreau să te ascult, deci cum adică să-ți cumpăr eu? Poate invers, tu să-mi cumperi, eu nu-ți cumpăr nimic. Nu, tu trebuie să-i cumperi lui Rafael, Alice, pentru că așa este frumos și trebuie să-l asculti în continuu. Toate zilele tu trebuie să-l asculti, nu trebuie să mai fii rea cu el, ai înțeles, Alice? Da, am înțeles, da. Bă, Alice, bă, cu cine vorbești, bă? Cu cine? Ce ai înțeles? Cu cine vorbești tu aici? Nu te înțeleg. Nimica, hai să cumpărăm. Mă, ce să... A, îmi cumperi, mă, Alice, chiar îmi cumperi, mă, uite la mine, Alice, unde fugi, Alice? Mamă, deci chiar îmi cumpără, mamă, e perfect, chiar merge mecanismul ăsta, sincer, chiar merge, dar ce-mi cumpără, mă, Alice, ce-mi cumperi, unde te duci, mă, Alice, fii atent, Alice, uite-te la mine, am zis să te uiți la mine, Alice, ce vrei să-mi cumperi, spune și mie, vrei să-mi cumperi un calculator sau ce vrei să-mi cumperi? Da, vreau să-ți cumpăr un calculator, hai să găsim calculatoarele alea. Mă, vino, Alice, vino aici, Alice, am zis să vii aici, vino după Rafael, pentru că Rafael te duce în locul unde sunt calculatoarele, cel mai frumos loc, vii în partea asta după el, și în partea asta aici deasupra sunt calculatoare, de fapt nu, cred că erau jos calculatoarele, hai să mergem jos, coboară jos, Alice, și fii atentă. Bă, Alice, tu m-ai adus aici, dar nu cred că am nevoie de calculator, sincer, nu cred că am nevoie de calculator. Și știi ce aș vrea eu de la tine, Alice? Ia să te aud. Fii atentă, eu aș vrea de la tine, deci chiar îmi cumperi, da? Da, chiar îți cumpăr. Ah, deci chiar, mă, chiar îmi cumperi, am adus cel mai serios. Ce? Cum am ajuns aici? Ce să-ți cumpăr, bă? Tu chiar mă crezi așa? Mă, Alice, vino după mine, că trebuie să-ți arăt ceva, Alice, vino în partea asta. Ah, fii atentă, nu vreau un calculator, ai zis că vrei să-mi cumperi un calculator, dar mergem în partea aceasta. Cum adică, când ai zis eu că-ți cumpăr, ce ai? Mă, chiar acum ai zis că vrei să-i cumperi ceva, dar vino aici, că nu vrea calculator, vrea să meargă aici, foarte, foarte frumos, și tu trebuie să cumperi în felul următor, Alice. Uite, avem aici niște fructe, trebuie să cumperi fructele astea, trebuie să cumperi totul, trebuie să cumperi și fântâna asta de ciocolată care și Rafael, voi nu doar Darius el. Mama, Alice, fii atentă, vino după mine. Mă, Alice, dar tu chiar mi-ai cumpărat astea, mă, tu chiar nu glumeai, Alice. Da, uite-le, pe toate. A, deci chiar mi-ai cumpărat. Mamă, deci eu sac, parcă merge și după ce nu mai folosesc mecanismul, mamă, ce tare. Așa, mă, Alice, mersi, hai să mergem acum repede acasă, Alice. Trebuie să mergem acasă la modul cel mai tare. Nu mai zic serios că deja folosesc de prea multe ori. Urcă mașina. Mamă, ce faci, mă, bă, nu conduci tu. Alice, de ce stai la? Ah, bă, nu, mie mi se pare că acum merge ăsta fără să mai folosesc. Deci parcă mecanismul ăsta parcă e intrat în reflex. E bine dacă e intrat așa în reflex, pentru că nu o să mai fie fană nebună niciodată. Mă, Alice, tu chiar așa cu minte ești astăzi? Bă, Rafaele, bă, ce-ai pățit? Ai nebunit? Cum să fiu eu cu minte? Cum adică să nu fii cu minte, mă, Alice? Bă, vorbește mai, în primul rând vorbește mai tare că nu te aud așa. Și în al doilea rând trebuie să fii cu minte. Cum adică să nu fii cu minte? De ce nu vrei să fii cu minte? Nu vrei să fii așa fană nebună în continuu? Păi tu cum vrei să mai rămâi cu noi în casă, cu mine și cu Darusel? Păi, bă, Rafaele, bă, tu vrei să urlu la tine, chiar așa? Mă, Alice, nu trebuie să urli, este foarte urât ceea ce faci tu acum. Nu trebuie să urli la Rafael și trebuie să-i vorbești frumos. Trebuie să-i vorbești cu domnule, cu șeful meu, cu toate astea trebuie să-i vorbești, ok? Mamă, șeful meu, chiar așa, mii de scuze. Alice, ai spus ceva? Mă, bă, hai că am ajuns acasă și trebuie să punem asta. Ai spus ceva că nu te-am auzit, ai spus ceva? Nu, ce-am spus? A, n-ai spus nimic? Bă, Alice, spune-i lui Rafael că e șeful tău și că e cel mai șmecher de pe planetă, cel mai șmecher YouTuber, cel mai șmecher. Mamă, bă, Rafael, ești așa de șmecher, cel mai fain YouTuber dintre toți. Nu pot să cred că de fain. Mulțumesc, Alice. Păi, da, ești tu fană. Hai să mergem acum, mergem repede în casă să punem și noi astea. Bă, dar unde să le pun? Hai că le pun aici, le pun și eu. Fii atent că pun ăsta aici, îl pun aici foarte frumos. Ăsta bolul cu fructe, îl punem aici și mai pune și pe ăsta fix aici și este foarte frumos. Ce părere ai, Alice? Îți place cum arată ăsta? Arată bine pe aici toate chestiile astea de aici? Arată bine? Bă, Rafaele, bă, cum să fie frumoase? Sunt foarte râde. Scoate-le pe toate acum, că n-ai nevoie de ele. Mă, Alice, ce ai făcut? Pune toate lucrurile înapoi. Cum adică ai scos toate lucrurile? Mă, Alice, tu-ți bagi joc de Rafael? Alice, fii
atentă. Dacă mai faci așa ceva, în secunda 2 o să fii scoasă din casă și tu o să spui asta că meriți să fii scoasă din casă, s-a înțeles? Bă, Rafaele, bă, îmi pare rău că am făcut toate astea. Dacă mai fac așa, promit că te las să mă dai afară din casă. Ah, chiar mă lasă, mă, tu chiar mă lasă să te dau afară din casă dacă mai faci lucruri prostii? Da. Ah, deci chiar da, sincer? Ce, cum e să fac așa ceva? Bă, Rafaele, bă, ce-mi faci? Mă, mă simt cam ciudat de că mi-ai pus asta pe cap. Ce-mi faci tu? Mă vrăjești? Ce-mi faci? Malis, Rafael nu-ți face nimic. Rafael este alături de tine și el este cel mai tare. Trebuie să-i spui că este cel mai tare și că tu îl respecti. Bă, Rafaele, bă, ești cel mai tare. Eu te respect mult pentru tot ce faci. Așa, mulțumesc, Alice, mamă, dar tu, Alice, parcă ești prea bună așa la inima. Adică astăzi ești foarte respectuoasă. Chiar îți mulțumesc, Alice, pentru toate cuvintele pe care mi le spui. Adică, ce mi se întâmplă? Bă, eu nu sunt așa. Bă, eu plec de aici. Mă, ce faci, Alice? Alice, n-ai voie să pleci unde pleci. Totul este real. Tot ce se întâmplă de acum înainte, o să fiu o fată foarte normală și o să te comporți frumos cu Rafael. Și acum vreau să-i spui lui Rafael că te duci să-i mai cumperi ceva de mâncare, fiindcă ții la el. Bă, Rafaele, bă, mă duc să mai cumpăr ceva de mâncare pentru că țin la tine foarte mult. Ah, mulțumesc, Alice, du-te mai cumpere ce vrei tu. Ok, mamă, deci este foarte, foarte șmecher acest lucru. Mamă, deci chiar am mers la modul cel mai serios. Cea mai tare experiență de până acum. A fost o zi perfectă. A făcut Alice ce am vrut eu și gândiți-vă la modul cel mai serios. Alice, dacă e fana nebună, sincer, ce să... Mă, ce face Alice aici? Ce face aici? Da, ai zis tu, făcut. Bă, Rafaele. Mă, Alice, mă, ce faci? De ce vorbești așa? Mă, de ce vorbești așa? Mă, ce faci? De ce ți-ai dat asta jos? De ce ți-ai dat asta jos? Mă, ce e asta? Stai să faci, scrie pe spate. Mă, nu scrie nimic, nu scrie nimic, nu scrie nimic. Scrie gen legiunea asta. Scrie e mărci, Rafael. E mărci, Rafael G. E mărci, nu? Uite-te, mă, Alice, uite-te acolo pe spate. Uite ce scrie, nu scrie Rafael G acolo pe spate. Uite-te puțin, cum adică? Ce să fac? Ce să fie? A, da, bine, dar eu nu cred că mai vreau astăzi, că m-am simțit destul de ciudat și vreau să mă duc să mă odihnesc. Uite, Nu, stai puțin. Tu acum vrei să-mi spui mie că ție nu-ți place. Ok, mă, puteai să-mi spui de la început că nu-ți place și gata. De ce mi-ai purtat-o? Că acum puteam să-i dau lui Darusel. Ce-ți faci aici? Păi, Darusel nici măcar nu e acasă, așa că îmi pare rău. Bine, hai, gata, dar puteai să zici din prima că nu-ți place și gata. Eu, mai, am cumpărat eu aia, lasă-mă în pace, pleacă de aici, că deja mă super, lasă că mă super. Îmi place, dar am cam obosit și vreau să mă odihnesc. Da, bine, hai, du-te și odihnește-te, lasă-mă în pace pe mine. Mamă, deci am mers la modul cel mai serios până acum, a mers foarte, foarte bine totul. Bine că nu și-a dat seama și am zis că e mărci, am zis că e mărci și nu și-a dat seama. Și cu treaba asta, dacă încă nu și-a dat seama, o să-i mai facem mult mai multe prank-uri foarte, foarte șmechere și la construit și la toate chestiile, abia aștept să-l mai folosesc. Scrieți în comentarii dacă vreți să-i mai facem asta și lui Darusel, deoarece ar fi foarte tare să-i facem și lui Darusel și abia aștept să iasă episodul următor în care o să-i facem și lui Darusel, dacă se strâng peste 200 de like-uri la acest videoclip și scrieți acolo foarte multe comentarii. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.